Am revenit în studioul Iași TV Life. Alături de noi este domnul comisar șef Mădălin Țăranu, șeful biroului de prevenire a criminalității. Domnule comisar șef, discutam înainte de pauza de publicitate despre recomandările pe care le aveți pentru copii pentru... și pentru părinți pentru o vacanță în siguranță. Aș vrea să discutăm și despre un caz de săptămâna trecută. Patru minore de 12, cu vârste între 12 și 14 ani au dispărut de acasă. Părinții au anunțat dispariția la urmă au fost găsite în scurt timp. Ce sfaturi aveți pentru copii și pentru părinți ca să nu ajungă în aceste situații și de ce de obicei dispar copiii de acasă? De ce fug de acasă? Nu discuta, da, A spus bine, nu dispar, fug de acasă, mm. sunt plecări voluntare. Nu neapărat nu toți fug ca au condiții grele de acasă sau că se ceată sau că s-ar fi victime ale abuzului verbal, fizic în familie. Pur și simplu pleacă din motive pe care între nu mai ei le știu. Da, în acest caz discutăm despre patru fete care prin intermediul internetului au discutat, rețele de socializare au discutat cu un tânăr, din fericire un tânăr pe care îl cunoșteau pentru că a locuit în municipiul Iași și apoi a plecat în altă localitate și fără să anunțe părinții au plecat din localitate la câteva sute de kilometri de portare în acest caz, măcar îl cunoșteau pe tânăr, nu înseamnă că aveau dreptul să și plece de acasă, dar au fost situații în trecut în care copii de vârste chiar mai, fete, băieți de vârste chiar mai mici, au plecat tot așa în alte localități, la sute de kilometri departare, să, își, să se întâlnească cu persoane, prieteni pe care și făcuseră prin intermediul rețelelor de socializare și pe care nu îi văzuseră niciodată, nu îi cunoșteau doar discuta să pe ei prin intermediul internetului. Este foarte greu să intri în mintea unui copil și să vezi de ce a plecat de acasă. Situațiile sunt multiple și cauzele le găsim, să spunem, sau le identificăm poate câteodată mult prea târziu. Cert este, din nou, părinții trebuie să discute cu copiii. Părinții trebuie să aibă la o anumită vârstă, un acces limitat, să câte na, câteodată, un anumit acces la uh, tot ce face un copil uh, pe aceste rețele de socializare. Pentru că există riscuri că atunci când discutăm cu persoane pe, uh, prin intermediul uh, internetului, să vorbim cu persoane care sunt, de fapt, altceva decât ceea ce pretind. Spunem că ne facem prieteni de vârsta noastră, însă, în schimb, discutăm cu adulți care poate au alte Scopuri ascunse. Um, în, știu că în cazul copiilor, căutările încep imediat, dacă nu mă, nu mă înșel. Imediat um, ce se anunță da, dispariția de către da, părinți? Da, da, Sunt. este o procedură pe care poliția română o are, însă și aici discutăm de situații și situații. Sunt situații în care, într-adevăr, procedura este mult mai rapidă, mult mai accelerată. Atunci când vorbim despre dispariții în circunstanțe suspecte, da, este un copil de vârstă mai mică, este un copil care în general nu a făcut niciodată așa ceva sau nu prin comportamentul pe care ar avea nici nu dea semne că ar fugi singur de acasă. Sunt copiii persoane care, să spunem, au probleme psihice sau iau o anumită medicamentație și lipsa sau întreruperea tratamentului le poate pune în pericol viața. Copiii pentru o anumită vârstă, am spus mai devreme, în aceste situații, da, într-adevăr, sau când sunt date indicii certe că, într-adevăr, este comisă o infracțiune. Polițiștii de la caz la caz analizează fiecare situație de acest gen. Cert este că acționăm în, în toate cazurile, chiar dacă este vorba de plecare voluntară, conform procedurii. Da. Atunci când discutăm însă despre tineri care pleacă în mod repetat de la domiciliu, este o altă procedură, în general pentru că au fost găsiți permanențe, cam știu locurile în care sunt găsiți, nu discutăm despre suspiciuni de riscuri foarte mari sau de suspiciuni cu privire la comiterea unor infracțiuni. Știm că are un comportament, are astfel de comportament ce presupune plecarea repetată, ne facem treaba foarte bine, însă deja avem niște ținte, știm exact, să spunem, zonele pe care le frecventează și știm că, într-adevăr, acesta este un comportament al lor repetitiv, voluntar, și nu presupune, v-am spus, niște riscuri, copil mic, săvârșirea vreunei infracțiuni, răpire sau altceva. Un accident tragic a avut loc la începutul lunii în Iași. Doi tineri s-au electrocutat, unul dintre ei, din păcate, a și decedat, în timp, după ce s-a urcat pe un pod rulant, unde au vrut să-și facă un selfie. Nu este primul caz de acest gen. Ce sfaturi aveți? Povestea se repetă. Am avut, nu doar în Iași, pentru că situații de acest gen s-au întâlnit și în alte județe ale țării, dar și în ea și zic, povestea se repete, pentru că am mai avut, anii trecuți, periodic, ne ne confruntăm cu astfel de situații nefericite, tineri care se urcă pe vagoane de tren să-și facă niște selfie-uri și iat, sunt electrocutați. Tineri care uh, se urcă pe astfel de macarele din nou unde nu ar trebui să fie și devin victime ale unor accidente nefericite. Teribilismul Dorința de a face o fotografie care să fie expusă, văzută de alți tineri. Trebuie tot timpul să fim conștienți că, oricât de mult noi ne-am dorit să fim apreciați pentru un anumit act al nostru, atunci când există riscuri pentru tine sau pentru celelalte persoane, e bine să renunțăm, să găsim alte modalități prin care să să căpătăm acea adrenalină de care, aveam, de care avem nevoie sau să obținem aprecierea altora. Atunci când discutăm despre riscuri pentru noi, riscuri pentru alte persoane, e bine să renunțăm la un anumit lucru. Însă din teribilismul, tinerețea, își spun cuvântul și uitați, avem astfel de tragedii. Am discutat în special de, despre Sfaturile pe care le aveți pentru copii Dar să vedem ce sfaturi aveți și pentru părinți Pentru o vacanță în siguranță Sunt multe de spus Pornind pentru că vacanța Se poate petrece acasă, se poate petrece la rude Se poate petrece în, în Stațiuni, în țară, în străinătate Sfatul de bază este Următorul Oriunde mergem să ne simțim bine Pentru orice, pe, pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, să nu lăsăm niciodată siguranță pe planul secund. Asta nu înseamnă că dacă, de exemplu, m-am dus la iarbă verde, acolo nu pot deveni victima unei infracțiuni, nu pot să fiu victima unui hoț, nu pot să devin victima unei persoane violente. Dacă, de exemplu, merg într-o stațiune și sunt cazat într-un spațiu de cazare, hotel, vilă și așa mai departe, asta nu înseamnă că din acel loc de cazare nu îmi pot fi sustrase diverse bunuri, mai ales dacă las bunuri de valoare, bani, undeva la vedere, nu-i țin în seiful hotelului și așa mai departe sau să fie ținut la mine în siguranță. Pentru cei care pleacă la drum cu autoturismele personale, este foarte bine când discutăm despre o călătorie mai lungă să își facă o verificare tehnică a mașinii iar pe parcursul călătoriei să nu se grăbească, să respecte legislația rutieră, să nu depășească limita de viteză pe cât posibil, pentru că din experiența polițiștilor rutieri identificăm destul de mulți care încalcă legislația rutieră, limita de viteză. Să nu facă, spuneam, să nu facă anumite manevre riscante în trafic și să se gândească ori de câte ori au apăsat mai tare pe pedala de accelerație, cât. Timp au câștigat în plus. 10 minute, un sfert de oră, 20 de minute la un drum de câteva sute de kilometri. Nu cred că 10 minute, un sfert de oră se merită pentru un risc pe care ți-l asumi tu, punându-te pe tine în pericol familia, alți participanți la trafic, conducând cu viteză, făcând manevre riscante. Cred că este foarte important. Iar comportamentul preventiv în trafic, ce înseamnă? Că atunci când altcineva face o greșeală, pieton, șofer, biciclist, motociclist, tu să ai posibilitatea să eviți o dramă, un accident. Tu, ca șofer corect, cu un comportament preventiv. Și chiar dacă te super pe celălalt, știi că nu ai nu ai produs un accident. De la începutul anului, de altfel, au fost evenimente rutiere, au fost accidente rutiere foarte grave cu victime omenești, produse și din cauza alcoolului la volan. Știi, foarte... da. Sau a teribilismului, cazul da. din podul sau alcoolului Asta cel de e... la granit. Da, pentru că și vedeți, mediul urban, mediul rural, ter teribilism, viteză, lipsa de respect, lipsa Crasă de respect pentru, pentru viața oamenilor care sunt în trafic, nu pentru respectarea uh, legislației rutieră. Pentru că, la urma urmei, un accident de acest gen se termină cu o dramă, cu vătămarea corporală a unei persoane, cu moartea unei persoane sau a unor persoane și așa mai departe. Iată, la aceste... acestea sunt consecințele comportamentului inadecvat în trafic lasă domnule, acum pot să fac acest lucru. Acum pot să calc mai tare pe pedala de accelerație. Acum pot să trec linia continuă. Atunci ce se întâmplă. Revenind la vacanță, locuințele ieșenilor pot fi vizitate de hoți, ca să spun așa, când suntem plecați în vacanță, mai ales că unii dintre noi Anunță pe Facebook da, că sunt pe Ajungem din nou la rețelele de, de socializare, socializare da. ajungem din nou la internet, atât folosit. Da, este un sfat pe care da, îl repetăm îl repetăm și îl vom repeta. Ne plecăm de acasă. Am plecat de acasă. Mă întorc peste două săptămâni. Am ajuns la Piatra Neamț. Mai am încă no, o săptămână și puțin. Am ajuns la Oradea. Am ajuns la Paris. Mi fotografii. Casă lăsată singură. Da, din păcate trebuie să fie, se, se întâmplă aceste lucruri, folosim uh, internetul și postăm diverse fotografii date despre noi, de unde suntem, unde suntem, uh, ce am făcut. Uh, totuși, prietenii mei, și am mai repetat-o și la dumneavoastră în emisiune, cât că trecut, întrebat, prietenii mei știu că sunt plecat în concediu. Unul dintre, unii dintre ei poate sunt cu mine în concediu. Pentru ce ar trebui să expun pe o rețea publică, să-mi expun date din viața mea personală, mai ales să arăt faptul că sunt plecat din localitate și că apartamentul meu, casa mea și alte bunuri sunt, să spunem, nesupravegheate sau sunt cu o supraveghere mai e mică? Recomandarea noastră este în felul următor. Ne întoarcem din vacanță, facem, să spunem, Facem așa o selecție dintre fotografiile cele mai frumoase pe care le-am făcut și le spunem atunci pe internet. Nu ne anunțăm plecarea. Înainte spuneam nu vă anunțați uh, nu vă anunțați plecarea prin lăsarea pe robotul telefonic al unor mesaje care să spunem, da, suntem familia Ionescu, momentan suntem plecați pentru două săptămâni din concediu, nu vă putem răspunde la telefon. Se mai întâmpla să fie și mesaje pe uh, un alt sfat care într-adevăr este real și pe care îl mai folosim cutia poștală. Sunt plecați, se pot aduna foarte multe scrisori, foarte multe lucruri în cutia poștală. Dar ce spune? nu este nimeni acasă. Recomandare. Atât că dacă locuim la bloc, cât și dacă locuim la casă. Pe lângă postarea pe rețele de socializare, discutăm cu vecinii, să se stabilească un set de măsuri de siguranță, supraveghere a casei, dacă se observă persoane străine, să mai verifice din când în când ușa, să se uite la geamuri și așa mai departe, să se uite în curte dacă locuim la casă, acolo unde este posibil să se instaleze un sistem de supraveghere video, un sistem de alarmare pentru cei care își fac o vilă, o casă cu o investiție foarte mare, Totuși discutăm despre un sistem de alarmare care în comparație cu investiția Inițială, casa, vila, reprezintă ceva infim, un cosmic. Și deci trebuie să ne luăm astfel de măsuri, și fiecare, și le ia în funcție de uh, posibilitățile financiare, în funcție de ce are de apărat, între mele, de protejat. Dar, v-am spus, tot timpul discutăm și cu vecinii, pentru că și uh, relația aceasta umană, să știți că câteodată spune cuvântul. Un om poate să fie mult, mai, un vecin poate să fie mai eficient ca un sistem de supraveghere. Anul ăsta a fost un caz intens mediatizat când o persoană s-a întors acasă și a dat uh, nasă-naț cu hoțul, iar hoțul a fost să-i să facă o omletă. Deci mai uh, sunt și hoți flămânzi. 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 Da. da făcând de o glumă. Toți hoții sunt flămânzi, flămânți după bani. Se pot întâmpla și astfel de situații din fericire, nu a fost nu a fost, alte, nu a fost alte, urmări, pentru că atunci când au mai fost situații și proprietarii au prins în casă hoțul sau hoții, au mai avut loc poate și lupte și sau au fost și și persoanele de care discu discutăm a fost Terorizat într-un fel, a stat două ore sau nu știu cât o oră cu el în casă, a pus să i povestească tot felul de lucruri personale deci nu... și într-un final a reușit să, să scape într-un moment, moment de neatenție. Se poate dar... întâmpla și astfel de situații, de asta este bine să avem, să fim precauți în orice moment. Ce infracțiuni sunt specifice sezonului estival? Conducerea sub influența băuturilor alcoolice nu este neapărat specifică sezonului călduros, pentru că se întâlnește pe parcursul anului, dar este vară, oamenii stau mai mult pe la terase, nu se consumă doar apă minerală și limonadă, mulți mai consumă și băuturi alcoolice, nu ne urcăm la volan după ce am consumat băuturi alcoolice. Doi la mână, căldurile. Sunt mari, vrem să ne aerisim locuința. Sunt foarte. sau în vizorul hoților, infractorilor, sunt apartamentele de la parter, de la etajele inferioare ale blocurilor, unde oamenii își lasă geamurile deschise pentru aerisire, iar accesul hoților este foarte, foarte facil. Ori de câte ori plecăm de acasă, chiar și pentru 5 minute, închidem geamul. Nu lăsăm la ar deschis sau măcar dacă se poate lăsăm pe poziția batant, doar între deschis pentru că în funcție și de geam se poate totuși este, accesul hoțului este mai greu presupune o forțare poate presupune un zgumot și așa mai departe. Deci geamurile să nu le lăsăm. Furturile din gen și din buzunare din nou apar pentru că dacă în iarnă spuneam aveți grijă la buzunarele, buzunarele hainelor, paltoanelor, gecilor, pentru mm -hmm. buzunarele exterioare, care sunt mici, telefoanele mai, mai mari. Acum, vestimentația este mult mai restrânsă și nu prea avem în ce să mai ținem uh, telefonul, fie îl ținem într-o gentuță pe care o lăsăm nesupravegată, fie într-un buzunar al pantalonului, undeva pe la spate. Bine, o mare atenție la aceste bunuri pe care le avem asupra noastră. Tâlhăriile comise prin smulgere, discutăm din nou, spuneam, vestimentație mai uh, redusă, bijuterii care se văd mult, mult mai ușor, avem grijă cu metalăm, telefoane mobile, bijuterii, gențile cum le ținem asupra noastră pentru că specific sezonului călduros uh, sunt tâlhăriile prin uh, smulgere, vin în fugă, infractorul vine în fugă, ne smulge bunul și pleacă mai uh, departe purturile din autoturisme continuă să fie și o atracție dacă lăsăm bunuri de valoare în, în interior. Și mergem la piscină, mergem la strand, avem grijă să lăsăm pe cearceaf când plecăm să ne bălăcim. Ce alte activități de prevenire mai aveți în plan pentru sezonul estival? Da, pe lângă aceste campanii de informare pe care le vom face, care vor viza infracționalitatea specifică sezonului călduros, continuăm activitățile destinate elevilor. Mergem în tabere, fie în tabăra Muncel din zona Pașcheanului, fie în alte locații unde se mai organizează să spunem, astfel de activități cu elevii în centru de plasament, în alte locații în care, să spunem, există o aglomerație mai mare de, de copii, parcuri, complexe comerciale. Vom continua să avem o periodicitate a acestor activități, pentru că sunt foarte importante. Am discutat cu cei de la Direcția de și de Sport și DNR pentru programul taberelor, discutăm cu cei de la Inspectoratul Școlar pentru a afla un grafic al anumitor manifestări care vor avea loc pe parcursul verii, pentru că dorim, dorim să suplinim, să spunem, lipsa prezenței noastre în școală, pentru că nu mai este școală, este vacanță, cu prezența noastră la astfel de activități unde să putem discuta cu tinerii, cu elevii, cu părinții, cu profesorii. Și bineînțeles, ne pregătim deja de de semestrul 2. De semestrul doi, semestru pardon? Nu, ne pregătim, de ne, facem, ne facem pregătirea aia. pentru pentru tot ce presupune semestrul 2 nu doar această perioadă de vară pentru că în septembrie începe anul școlar vom avea din nou campanii specifice pe care le derulăm discutăm apoi în octombrie, avem tot în septembrie avem a doua ediție a săptămânii prevenirii criminalității, avem sărbătorile Iașului de pregătit și nu doar pe zona de ordine și liniște publică și pe zonă de prevenire și ajungem în final la sărbătorile de, de iarnă, pentru ne? că din nou luna decembrie va fi dedicată acestor activități. Dar cred că poate vom mai avea ocazia până la sfârșitul anului să mai discutăm în mod concret și despre acțiunile pe care le prefigurăm. Până atunci, eu îi sfătuiesc pe toți cetățenii să, să dea dovadă de atenție, să fie precauți, să nu lase niciodată siguranța pe plan secund, atunci când sunt în vacanță. Aveți un an încărcat în ceea ce privește prevenirea criminalității, însă cât de eficiente sunt aceste campanii de prevenire? Dacă nu s-ar face prevenire, ce ar fi? Când mergi la școală și când, când discuți cu un părinte, de exemplu, tot timpul părintele îi spune, ai grijă pe unde treci strada, unii, unii mai mult, alții mai puțin. Este greu de cuantificat, este greu de cuantificat, să spunem, efectul prevenirii asupra dinamicii infracționale, pentru că noi avem o statistică. Dar vă spun eu, fără prevenire, cu siguranță că ar fi mult mai multe mult mai multe persoane care ar reclama infracțiuni. De acum nu ne dă seama, ok, s-au prins hoți din cauza aceasta, nu mai avem atât de multe infracțiuni. Ar fi mult mai multe astfel de situații, mult mai multe persoane care ar fi mai neatente și care ar crea oportunități pentru infractori. Zona de prevenire se deolează pe mai multe paliere. Avem zona aceasta de prevenire prin descurajare, când discutăm despre prezența polițiștilor în stradă, patrulare, intervenție în anumite situații de risc, și avem zona de informare a cetățeanului cu privire la riscurile care pot, pot să apară dacă este neatent. Ce speculează hoții în comportamentul lor? Unde sunt, să spunem, unde sunt zonele care sunt puncte mai critice, unde, să spunem, prezența infracțiunilor este mai, mai mare. Încercăm să reamintim permanent reguli elementare de siguranță. Acele, acestea sunt cele mai importante. Și vă spun, poate, de exemplu, pe parcursul unei, unei luni, înregistrăm, dau un exemplu, 100 de infracțiuni. Prin, deci, fără prevenire, poate am fi avut 150 de infracțiuni. Nu putem să contabilizăm, dar gândiți-vă, resursele umane care sunt același la poliție, una este să le distribuim pe 100 de infracțiuni să facem cercetări, alta este pe 150 de situații. Deci prevenirea asta înseamnă. Domnule comisar șef, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc mult pentru invitație. Sunt Cătălinna Macovei și ne vedem și săptămâna viitoare.